8 ноября Православная Церковь отмечает День памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Имя этого святого издревле связывалось с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Родины. Великомученик Дмитрий родился в городе Солуни в Греции, ныне это город Салоники, где и по сей день хранятся чудотворные мощи этого святого. Дмитриев день, как его называют в народе, в некоторых населенных пунктах Молдовы совпал с храмовым праздником. К этой дате благотворительный фонд Рената Усатова выделил около 1 миллиона леев на развитие их инфраструктуры. Команда нашей партии совершила тур по стране и вручила примарам подарочные сертификаты. Городку Беруинса, что под Бельцами, было выделено 100 тысяч леев. Bună seara, stimați locuitori, dragi oaspeți, am venit astăzi să vă felicităm pe această sfântă sărbătoare, Sfântul Dumitru, hramul orășelului Biruința și vreau să vă doresc multă sănătate, răbdare și succes în toate. Astăzi ne-am onorat cu prezența și cu surprize plăcute președintele Fondației Renata Usatei, doamna Elena Grițcoa. Vă rog să o aplaudați și vicepreședintele partidului nostru, doamna Elena Panuș, doamna Elena Panuș și domnul Nicolae Țăpovici. Добрый вечер, Беруинца! Добрый вечер, Сенжирей! И также добрый вечер, Баба Лаутара и Бельцы! Я вас хочу поздравить всех с вашим праздником, поздравить вас с храмом вашего города, пожелать вам в первую очередь счастья, здоровья, удачи, побольше улыбок на ваших лицах. Любите друг друга, цените, а мы всегда будем рядом. Будем рядом с вами, будем рядом с вашим Приморем и с вашим городом. Поэтому еще раз у вас есть с праздником, счастья, удачи и всего самого наилучшего. Bună seara! Mă bucur din nou să fiu la dumneavoastră născuții, dar astăzi cu o mare prilej este hramul orășelului. Cu acest prilej vreau să vă felicit din numele meu personal și din numele domnului Renata Usate, care astăzi, din păcate, nu poate fi prezent la sărbătoarea dumneavoastră. Și știți bine că este o tradiție care durează deja de ani de zile, că domnul Usate nu vine cu mâinile goale de sărbătorile orașelor, satelor, orășelelor. Vine și astăzi cu un cadou pentru dumneavoastră, un certificat în sumă de 100.000 de lei pentru orășelul Biruința și sunt sigur că doamna primară e știe destinația exactă pentru ca toți locuitorii orășelului dumneavoastră să poată beneficia de acești bani sau de ceea ce dorește doamna primar să facă în acest orășel. Deci este un certificat pentru amenajarea localității. Doamna primară, încă o dată, felicitări! Mulțumim mult Fundației Renata Usatei, mulțumim domnului Renata Usatei, mulțumim oaspeților care au venit la noi, au găsit timp pe așa vreme ploioasă și ne-au onorat prezența dumneavoastră. Mulțumim doamnei Mariana Romanadze, coordonatorul partidului nostru din Raionul Sângerei. Suntem foarte bucuroși de acest cadou și vreau să vă spun că banii care o să-i primim, adică care i-am primit de acum de la Fundația Renata Usatei, o să fie folosiți pentru construcția pavajului în fața casei de cultură, ca să aibă unde dansa lumea, unde dansa dansătorii. Să ne ajute Domnul să facem totul ce ne-am pus în gând. Sărbătoarea continuă mai departe, vă dorim să fie plăcută și numai bine înainte, cap sus. Stimați locuitori ai orașului Biruința, mă bucur iarăși din nou să fiu aici alături dumneavoastră. Deja vin aici ca la mine acasă și mă simt ca acasă, ca într-o familie. Partidul nostru este o mare familie. Suntem mândri că aveți cel mai bun primar susținut de partidul nostru, care face mult pentru localitatea dumneavoastră, dar va face și mai multe cu suportul
liderul nostru ne-a adresat, cu suportul colegilor de partid, dar evident cu, și cu ajutorul dumneavoastră. Vă urăm încă o dată mulți ani, vă urăm încă o dată sănătate, bucurați-vă de sărbătoare, bucurați-vă de cei dragi, faceți tot posibilul ca de la o zi la alta orășelul Biruința să fie cel mai frumos orășel din Sângerei, apoi de ce nu din toată Moldova. La mulți ani, Biruința! Еще раз Бируința вас всех с праздником, счастья, здоровья и удачи! Кантемир в этот же день подарили сертификат на 200 тысяч леев. По 100 тысяч леев благотворительный фонд Рената Усатова выделил городку Яргара Левского района, селам Лапацыка Кагульского района и Кания Кантемировского района, коммуне Келугер Фалежского района и селу Прожило Флорижского района. Подарочные сертификаты на 70 тысяч леев вручили примарам сел Бокань Фалежского района и Николаевка Флорижского района. Эти деньги будут инвестированы в развитие инфраструктуры населенных пунктов, восстановление стадиона, реконструкцию системы водоотведения и другие нужды.